combinație, doi luați câte zero. Nu formulăm, n-am făcut alineală. Cât înseamnă 2 factorial supra 0 factorial pe lângă diferența? 2 minus 0 factorial. N-am făcut formula asta. Și e calcul. 2 factorial supra 0 factorial cât este? 0. Nu, 0 factorial prin definiție 1. Ai 1, da. Deci 0 factorial egal 1. Deci 1 ori 2 factorial. 2 factorial cu 2 factorial se face 1. Deci în loc de 1 ăsta pot să spun combinăm de 2 luate câte 0. Nu pot să spun așa. Ori a pătrat. Plus. În loc de 2 de aici, ia să vedem, nu cumva combinăm de 2 luate câte 1 face asta? Combinăm de 2 luate câte 1 e calcul după formulă. Mihai, cât face? 2 factorial. 2 factorial supra 0 factorial. De ce 0 factorial? E 1, 1 factorial. Da. Pe lângă 2 minus 1 factorial. 2 minus 1 factorial. Și egal mai departe cu 2 factorial. Supra. 1 factorial. Așa. Tot pe lângă 2, nu, 2 factorial. 2 factorial zis, supra, 1 factorial, ori? 2 minus 1, cât face, mă, 2 minus 1? 1. 1 factorial. Și egal cum? 2 factorial înseamnă 1 ori 2. Nu, hai, hai, hai. 1 ori 2, supra... 1. Că 1 factorial e 1, 1 factorial e 1. Și de 2. Face 2. Deci în loc de 2 ăsta, îmi permis să scriu combinat de 2 la T cât de 1. Ori AB. Și plus... Acum, în loc de 1 ăsta, ia să fac eu combinări de 2 luate câte 2. Combinări de 2 luate câte 2, mi-a zis. 2 factorial supra 2. Factorial. 2 minus 2 factorial. 2 minus 2 factorial. Egal cu 2 factorial. Supra 2 factorial. Ori 0 factorial. 2 cu 2 factorial se termină. 0 factorial e 1. 1. Și aici 1 pe 1, 1. Deci în loc de combină de 1, de aici pot spun combină de 2 luate câte 2, de la 2. Foarte interesant. Deci din A plus B la 2 este scris acum cu combinări de 2 luate câte 0, A la 2. Combinări de 2 luate câte 1, A ori B. A a scăzut de la 2 la 1, dar vine B-ul. Pe urmă A o scade complet, dispare, și B-ul la A 2. Hai să vedem mai departe A plus B totul la A treia. Cine mai știe formula A plus B totul la A treia? E A pătrat plus B, B plus B pătrat, pe lângă A plus A plus B. De ce? Nu știu, pideros și nu mulțesc. Deci, mulțești, deci la A treia, tu zici la A treia, egal cum? Fosta la a doua, a plus b, totul la a doua, pe lângă a plus b. Da. Și fosta la a doua am făcut-o. O știm. Da. Deci egal cu a pătrat plus 2ab plus b pătrat a plus b. Și poți să spui a plus b pe lângă asta. Deci egal cu a plus b pe lângă a pătrat plus 2ab plus b pătrat. Și egal mai departe cu. Hai. A la a treia. Egal cu a la a treia. Plus 2a pătrat b. 2a pătrat b. Plus ab pătrat. Plus ab pătrat. Și ai terminat cu a. Plus. Da, plus a pătrat b. Plus 2ab pătrat. 2a, b pătrat, plus? B la 3. B la 3. Și egal cu. Te duci în termen asta. A la 3 mai avem? Nu mai avem. Nu. A la 3. Egal cu plus. A la 3 plus. Plus ce? În a pătrat b. Căutăm pe a pătrat b dacă mai avem. Nu
Ba da, 3a b pătrat. 2a pătrat b și cu un a pătrat b face 3a pătrat b. Da. Apoi. Plus 3a b pătrat. Plus 3a b pătrat. Plus 3a b pătrat. Plus b la 3. De fapt, 1 ori, 3 ori, 3 ori și 1 ori. Și egal acum, ce bine ar fi, visăm. Dacă în loc de 1 aș spune combinări de 3 luate câte 0, a la 3. Deci în loc de 1 ăsta, să fie combinări de 3 luate 0. În loc de 3 ăsta, să zic combinări de 3 luate câte 1. Da. Nu știu dacă l-am baft. O să muncesc. Ori a pătrat b. Plus. În loc de 3 ăsta să fie combinări de 3 luate câte 2, uite, vine combinări de 3. Dar de ce de 3? Pentru că am ridicat la 3-a. Și prec. 0, 1, 2, și pe urmă, putem să fie 3. Combinări de 3 luate câte 2 au fost la 3-a, au scăzut un pic, dar vine pe ușa la ajută de la 1-a. Au scade acum de la 3, 2 la 1-a, B-ul la 2-a. Da? E 3AB pătrat. 3AB pătrat. 3AB pătrat. Și plus combinări de 3 luate câte 3, B la 3-a. Ca să fie treaba bună, să fie adevărat ce spun eu aici, ce ar trebui să arăt eu acum? Ce ar trebui să arăt? Că e adevărat, combinări de 3 luate câte 0 face 1. Să dovedesc asta, că am scris în locul lui. Dacă am greșit. Deci ce trebuie să arăt acum? Combinări de 3 luate 0 este egal cu cine? 3 factorial. 3 factorial supra. 0 factorial pe lângă 0 minus 3 minus 0. 3 minus 0 factorial. Și egal cu? Egal cu 3 factorial supra 1 pe lângă 3 factorial. 3 factorial. Și este plus 1. E adevărat. Da. Vezi că am avut baft. Hai să vedem dacă combinări de 3 la 1 îmi dă cât. Combinări de 3. Egal cu 3 factorial supra 1 factorial pe lângă 3 minus 1 factorial și egal cu 3 factorial supra 1 factorial 1 factorial 2 factorial. Deci spun pe el mai mare cu ajutorul mai mic, loc de 3 scăzic. 2 factorial ori 3. Asta supra 2 factorial. Da. Facem 3. Vezi că am baftă. Și acum, în loc de combinări de cât? Combinări de 3, luate câte 2, calculești pe ăsta. Ihai vorbește. 3 factorial supra 2 factorial pe lângă 3 minus 2 totul factorial egal cu 3 factorial supra 2 factorial ori 1 1. Îl scriem pe 3 ca 2 factorial ori 3 supra 2 factorial ori 1. Îl reducem 2 factorial cu 2 factorial egal cu 3. Bună, dar treaba, nu? Iată că acum am doar un singur lucru de arătat. Combinări de 3 luate câte 3 fac 1. Dar după formulă e calcul. 3 factorial supra 3 factorial pe lângă 3 minus 3 tot factorial egal cu 3 factorial supra 3 factorial ori 1 și după egal cu 1. Este excelent. Adică în loc de 1, 3, 3, 1 putem folosi aceste combinările de mai înainte, combinările de 3 luate 0, combinările de 3 luate 1, combinările de 3 luate de 2, combinările de 3 luate de 3. Cum ar arăta oare formula când ridicăm la 4 acum? A plus B totul la 4. După șmecheria care am descoperit-o, cam cum ar arăta la 4? Egal cu A plus B totul la 3. A plus B totul la 3 pe lângă A plus B. Și descoperiți voi formula acasă. Dar după chestia cu combinări, cum ar arăta?
Combinări de 3 rate câte 10. Și de 3. Că de 4 la 3. De 4. Deci un combinări de 4 rate câte 0. Da? Deci combinări de... 4 rate câte 0. Da, combinări de 4 rate câte 0. Și egal cu 4 factorial supra 0 factorial, 4 minus 0 factorial, 0 factorial. Deci, în loc. Combinări de 4 rate câte 0. Combinări de 4 rate câte 0. A, a la câta? A 4. La 4. La 4, că n-am ridicat la 3, am început cu la 4. La 4, plus. Combinări de 4 rate câte 1. Așa. A la câta? A la 3, dar vine Deo și-l ajută pe la 1. Da. Că el a pierdut o putere, da? Un... Plus. Combinări de 3 luate câte... Combinări de? De 4. 4 luate câte? Luate câte 2. 2. A la 1 ori B la 3. Deci A la 1. Păi, fost 4, 3... Acum, o la câta trebuie să fie? Că el câte unitate se duce înapoi. Păi, venim pe o la 3. Bateți-mă, 4, 3, după ordinea descrescândă. 2. 2. A la a doua. Deu îl ajută și Deu la a doua. Da. Că a fost B la întâia, aici n-a mai fost deloc. Aici e B la întâia, B la a doua, Deu tot crește. Și au descrește. Ar veni mai departe plus combinări decât. 4 la 3. 4 luate câte 3. B la 4. Nu, e adevărat. Păi de ce nu urmește? Au scade câte un pic. A fost a 4-a, la 3-a, la 2-a. A la 1-a. Deci a la 1-a. Te uiți pe internet ca o să, ca o să formula? Ce te uiți formula? Mă, că mă duci mesaj, mă. Îți duci mamă mesaj, da? Și nu mai vii acasă. Da. Hai să mai vedem. Vreau să vă învăț formula asta pe 9 minute, măcar pe asta să plecați acum acasă. Deci, aflu câte 10 ceasul, câte? Fără 10. 10 fără 10. Vă promit că la 10 încheiem. Da? Deci A plus B la 4 începe. Combinări de 4 la 3, 0. A la a 4, adică A la exact ăsta. Și vine A la 4, A la 3, A la 2, A la 1. A din ce în ce mai puțin, se topește, dar B-ul crește. B-ul a fost la 0, adică nu era deloc. B-ul la 1, că a pierdut ăsta pe 1, s-a dus aici. B-ul la 2, că a mai pierdut pe 1, dar că știa. Suma lor trebuie să facă 4. 3 și cu 1, 4, 2 și cu 2, 4. A la 1, B-ul la câta? B-ul la 3. Exact de indicele aici. Da? Plus combinări de 4 luate de 4. A-ul dispare. B la 4. Da? Deci așa arată. Cât ar să fie A plus B la 5-a, Cosmin? A plus B, totul la 5-a. Are să înceapă cum? A la 5-a. Nu e adevărat. Combinări de 5. De 5 la 0. Combinări de 5 la 0. A la A. A la 5-a. Da. Plus. Combinări de 5 luate pe 1. Da. A la 4 plus 1. B la 1. Plus. Plus combinări de 5 luate pe 3. De ce de 3 deodată? 4. Combinări de 5 luate pe 0, câte 1, a, câte 2, mă. A, câte 2, da. Deci combinări de 5 luate pe 2. A la 2. A la? A 3, B la 2. A la 3, B la 2. Plus, plus combinări de 5 luate câte 2. Păi tot 2? A, 3. Păi, băi, 0, 1, 2, 3, da? A la a doua. A la a doua. B la 3. B la 3, că suma lui trebuie să treacă 5. Iată că cu energie de ăsta, țineți minte, 3, 3. Da. La B, cât, da? Plus combinări de 5 luate câte 4. Așa. A la 1, B la 4. B la 4. Plus combinări de 5 luate câte 5, B la 5. B la 5. Păi să faceți pe la 6, haideți repede. Cosmine, îmi spui rapid acum.
A plus B tot la 6. La 6 egal cu combinarea de 6 la tipte 0 egal cu A la 6. Nu, combinarea 6 la tipte 0 ori A la 6. A la 6 plus combinarea de 6 la tipte 1 plus A la... Nu plus, mă. Ori. Ori și A la 5, B la A 1. B la 1, ia plus. B la 1, ia plus combinarea de 5. De, nu de 5, de 6. De 6. Totdeauna că la 6 ridicăm acum, da? O una de 6 luate câte? De 3. De ce de 3, măi? De 2. Păi 0, 1, 2, măi. 2, A la a 3-a. A la a 3-a. De la a 3-a. Deci la a 3-a, măi. A la a la 2-a. De la a 4-a. Băi, măi, Cosmin, ați bă, rog, din... A fost a la 6-a, a la 5-a, acum e a la câta, măi? A la 4. A la 4 mai cost bine. Deci tot timpul cu unitate. Ori B la... la 3. Păi suma trebuie să facă 6. B la 2. B la 2. Pentru că am spus la combinări, indicele și cu la B coincide, mă. Plus combinări de 6. 6 luate câte? Nu spun la întâmplare, Cosmin, urmărește cum o evolua combinările. 0, 1, 2, 3. 3. Combinări de 6 luate câte 3. A la 3-a. A la 3-a. B la 3-a. Da. Plus. Plus combinări de 6 luate câte 4. A la 2-a. B la 4-a. A la 2-a. Scade tot timpul. B-ul crește. A 4-a. Da. Plus. Combinări de 6 luate câte 5. A la 1, B la A 5. Da. Plus combinări de 6 la câte 6. B la 6. B la 6. Nu te uiți la cea de sus, că ești mai mulți acum. Observi, la, când am ridicat la 3-a, câți termeni am avut? 1, 2, 3, 4. 1 plus. Când am ridicat la 4-a, am 5 termeni. 1, 2, 3, 4, 5. Când ridicăm la 6-a, la 5-a, am 6 termeni. Când zic la 6 am 7 termeni, din ce în ce mai mulți. Da? Deci cu unul mai mult față de indice. Mulțumesc. În sfârșit, vreau să mai... tot tu, Cosmin, că văd că n-ai precizii. La 7 aveam un lucru. Nu e egal. Plecăm de la A plus B, totul la 7, egal cu... Combinări de 7 la tipte 0. Da, combinări de 7 la tipte 0. Egal cu... Nu-i? A. Combinări de 7 la tipte 0 ori. Ori. Da. Ori A la... A la 7. Da. Plus combinări de 7 la tipte 1. 1. A la 7. E tot 7. Nu, A la 6. Păi vezi, au stat din acum. 6-a. E B la A 3-a. Da, plus. Plus combinat de 6, 7. Luate câte... 5. De ce mă 5? 7, 6. Păi uite la combinării, merg crescând, mă, de la 0, 1, 2. 2, combinării și aproape că 2. Te uiți la urmă tot timpul ca să scrii pe următoarea. Da? Combinării 7 la 2. A la 6. Păi nu aia la 6, că au înscate, am zis. A la 5. A la 5. B la 2. B la 2. B la 2. Plus acum, te uiți la ăsta care se scrie acum, următoarea. Plus combinări de 7 la 3. 3, A la a 4-a, da, B la a 3-a, plus combinări de 6 la 6 câte 2, păi cum creștem? A 4. Păi 7 la 4. 4, A la 3. A la 3-a. Da. Aici la A e diferența, 7 minus 4. Vedem aici, ca să țin. Mai spun încă o chestie. 7 minus 4. 3. Și B e la ăsta de sus.
4. Plus combinări de? Combinări de 7 luate de 5. Da. A la diferența. A 5-a. Cum mă, 7 minus 10? La a doua. A la a doua. Ori B la? La 7. La 5. Tu mă juri. Tu mă juri. La 5-a. Cosmine, A, B la 5, A, plus combinări de 6 luate câte? 6. A la cât? A la 6. Băi. Mergem acasă. Ce faci tu aici? Băi, A la cât? A 7 minus 6? 1, măi. B la 6-a. Deci B-ul respectă pe indicele de superior a combinărilor. Și ultimul cât este? Combinări de 7 luate câte 7. A-ul nu mai stic 7 minus 7 face A la 0 dispărut. B la 7. Uf, nu pot reveni. Zi-mi tu, Mihai, pe la 8-a. Hai, poate învață și el. A plus B. B tot la 8-a. Da. Egal cu... Combinări. Combinări de 7 luate câte 0. E 7, uite. De 8, pardon. De 8 luate câte... câte 0. A la 8-a. Da. Plus. Plus combinări de 8 luate câte 1-a. 1. 1, da. A la 7-a. B la 3-a. Da. Plus combinări de 8 luate câte 2. A la 6-a. B la 2-a. Plus combinări de 8 luate câte 2, A la 5-a, B la 3-a, plus combinări de 8 luate câte 4, A la 4-a, B la 4-a, combinări de 8 luate câte 5, A la 3-a, B la 5-a, plus combinări de 8 luate câte 6, A la 2-a, B la 4-a, B la 6-a. A 6-a. Plus combinări de 8 luate câte 7, A la 1-a, B la 7-a, plus combinări de 8 luate câte 8, B la 8. Simplu, dar nu știu de ce n-ați sesizat asta. Combinări de 8 luate câte 5, A la diferență, B la 5-a. A la diferența 8 minus 5. Da? Deci A-ul e la diferența dintre ăsta minus ăsta de jos minus ăsta de sus. Iar B-ul e la exact indicele ăsta. Hai să vedem la N. Totul, Mihai, ești un pic mai atent. A plus B, totul la N. Acum gândește că nu e la 8-a, ci la N. A plus B. Egal cu? Combinări. Combinări de N luate câte 0. Combinări de N luate câte 0. Ori A la? A la N. A la N. Da. Când a fost la 8, la 8, acum la N. Plus. Plus combinări de N luate câte 1. Da. A la? N minus 1. A la N minus 1, foarte bine zis. N minus 1, ori B la? Ori B la 1. Da. Plus... combinări de N luate câte 2. A, ori A la N minus 2. Da. B la a doua, plus combinări de N luate câte 3, A la N minus 3, ori B la 3-a, plus puncte, puncte. Nu, păi scrii și pe asta, combinări de N luate câte 3. Combinări de N luate câte 4, ori A la N minus 4, ori B la 4-a, plus puncte, puncte. Hai să schimb un intermediar, combinări de N luate câte K. Aș luate câte K, ori A la... N minus K. Da. Ori B la? Ori B la K. Plus puncte în puncte, în sfârșitul ultimul, să scrim combinări de N luate câte N. N luate câte N. Ori B la N. B la N. Asta este formula din nou. Da? Deci, știi ce v-am spus? Nu numai la... Acum am învățat să ridică nu numai la a doua, la a treia, la a patra. La orice putere. Și la 10-a, și la 100. Deci ridicăm la orice putere. Deci suntem în posesia unei formule foarte interesante. Asta e formula binomului lui Newton. Și dacă vreți să ieșiți-le de făcut acasă, în loc de a aveați un număr, în loc de bea un alt număr. Și faceți ieșiți-le acelea foarte simplu, dacă ați înțeles formula asta.
Da? Deci asta e formula binomului Newton. Voi pictați de pe caiet, ați văzut ce am făcut eu. Am muncit cât am putut să vă atrag atenția, de jos în sus, plecând de la lucrurile pe care le știam dinainte, de la binomul lui Newton, de la A plus B totul a doua, care fac 1 ori A pătrat plus 2 ori B plus B pătrat. Și am zis, dacă în loc de 1, 2 și 1, scriem numerele combinări de N luate câte 0, combinări de 2 luate câte 0, combinări de 2 luate câte 1 și combinări de 2 luate câte 2. Deci ne permite să ne înlocuim. Și atunci, observând chestia asta, ne permitem să ne înlocuim la orice putere să înlocuim, da? Ei, trebuie demonstrat prin inducție chestia asta, da? Acolo e demonstrația care aveți în manual, tocmai prin inducții. Trebuie inducția matematică bine știută și aplicat cu atenție acolo. Și acum vreau să vă spun că combinările de luat 0, combinările de luat 1, combinările de luat 2, combinările de luat 3, combinările de luat 4, numesc coeficienți binomiali. Deci așa ești combinările de luat 0, combinările de luat 1, combinările de luat 2 și mai departe, combinările de luat 1, poartă numele de coeficienți binomiali. Deci coeficienți binomiali. Te ajută să ridici, asta e spectaculos, la orice putere. Un binom, adică de doi termeni, la orice putere. Spunea că nu ții formula minte, formula lui A plus B totul la a treia. Că zici A plus B la a doua ori A plus B. Dar acum o ai pusă la punct, pentru că în loc de numerele acelea 1, 3, 3, 1, ai binomul lui Newton. Cu combinările de relație 0, combinările de relație 1. Ei, ca o joacă, ca o chestie foarte frumoasă, vă mai arăt și ceea ce înseamnă triunghiul lui Pascal, și anume 1, 1, 2, 1. Când se ridic la a doua, 1, 2, 1 sunt, da? Când se ridic la a treia, coeficienții sunt 1, 3, 3, 1. Vă amintiți când am zis A plus B totul la 3. Era A la 3 plus 3A pătrat, B plus 3AB pătrat, plus B la 3. Deci 1, 3, 3, 1. Aștia. Știți cum am obținut pe 3? M-am adunat pe 1 și cu 2, 3. 2 și cu 1, 3. Deci se începe cu 1. Iată, încep și eu cu 1 mai de stânga. Și acum în loc de 1 plus 3, 4, 4. 3 și cu 3, 6. 3 și cu 1, 4. Și 1. Adică când ridicăm la A patra, deci dacă vreau să scriu A plus B totul la a patra, scriu așa, A plus B totul la a patra, egal cu 1 ori A la a patra, plus 4 A la a treia B, plus 6 A la a doua B la a doua, plus 4 A B la a treia, plus B la a patra. Asta este ridicarea la a patra. 1, 4, 6, 4, 1. A-ul pleacă de la a patra, crește, descrește câte un pic, vine B-ul și-l ajută, după tehnologia binomului. Deci în loc să desfac combinările, am șmecherea asta, 1, 4, 6, 4, la 5-a care ar fi coeficienții? 1, 5, 10, 10, 5 și 1. Da? Deci dacă zic A plus B totul la 5-a, înseamnă așa. A la 5-a, plus 5 A la 4-a B, plus 10 A la 3-a B la 2-a, plus 10 A la 2-a B la 3-a, plus 5 A B la 4-a și plus B la 5. Și așa mai departe. Acesta, vezi ca un triunghi, poartă numele de triunghiul lui Pascal. Da? Și aici se desfășoară toți coeficienții binomiale aceia, pe care tu îi rețineai greu la 3-a. Că să zici la 3-a, îți era greu să zici 1, 3, 3, 1. Iată că puteam găsi așa. Ne oprim aici cu speranța că ceva ați înțeles din ceva povestit. La revedere, dragi!